Și hunedorenii au avut parte de o sărbătoare devenită tradițională. Lansat de Primăria Hunedoara în anul 2019, Festivalul Medieval Ioan de Hunedoara a apărut din dorința de a pune mai bine în valoare istoria bogată a municipiului Hunedoara. Localnicii, oaspeții și turiștii au avut parte timp de două zile de ateliere medievale, parade, animații stradale și concerte la castel, dar și pe pietonala Corvin și în piața Regele Ferdinand I. Cu toții au intrat în lumea fascinanta poveștilor cu cavaleri, domnițe și meșteșugari scusiți. Este un festival drag hunedorenilor, până la urmă Castelul Corvinilor își pune amprenta 100% asupra orașului, povestea familiei de Hunedoara la fel, și era normal să vină și acest festival cumva ca și o continuare a acestor povești frumoase despre Hunedoara și hunedoreni. Este cea de-a treia ediție, evident în pandemie nu s-a putut desfășura. Sper că în viitorul nu prea îndepărtat hunedorenii se vor obișnui cu acest festival aici acasă la Hunedoara, să participe număr cât mai mare. Chiar dacă în luna august ne facem toți concurență unii altora cu tot felul de festivaluri, vom gândi într-un viitor foarte apropiat, odată în calendar, să nu ne suprapunem cu aceste evenimente, în așa fel încât să repetăm povestea zilelor Hunedoarei, când acolo am avut peste 15.000 de participanți. Dar important este acest festival și prin prisma istoriei, așa cum o spuneam. Copiii mai ales pot vedea aceste personaje care defilează la acest festival, să înțeleagă pe viu, ca să zic așa, istoria acelor timpuri. Despre evenimentele și acțiunile organizate de administrația locală din municipiul Hunedoara s-a dus vestea peste mări și țări. Așa că străini de locuri, dar și localnici stabiliți pe alte meleaguri, nu au pierdut ocazia de a participa la festivalul medieval care a dat viață și culoare serilor din orașul de pe Cerna. El e român, dar ea e din Panama. Eu v-am mai zis acum 2 ani, mulțumim tot pentru ce faceți orașul ăsta. Mulțumesc. Nu există cuvinte. De unde veniți încă o dată? Din Panama, din Republica Panama. Din Republica Panama. Cu ce ocazie la Hunedoara? Am venit în concediu, în vacanță cu familia. Ei sunt din Panama și venim acasă cu drag. Nu vă imaginați cât de mult ne dorim în fiecare an să putem veni acasă. De câți ani sunteți plecat? De 23 de ani. Și cum regăsiți Hunedoara de la an la an? Dacă n-ar fi din ce în ce mai frumos, n-aș veni acasă. E magnific, e impresionant. Acum 2 ani, 3 ani m-am întâlnit cu domnul primar, l-am felicitat, dar e ceva impresionant, nu există. Așteptați Hunedoara să arate așa după... Nu, niciodată. Vă spun sincer, nu. Eu am fost în multe orașe mari, am fost la Timișoara, Arad, Sibiu și nu s-au schimbat atât de mult în bine ca Hunedoara. Nu sunt cuvinte. Pentru cine stă acasă și exact ca un copil care crește, îl vezi crescând, niciodată nu ți-ai dat seama. Venind mai rar, e o diferență magnifică. E fără cuvinte. Doamna vorbește românește? Puțin. Nu. Cum vă simțiți în Hunedoara? Cum te simteți în Hunedoara? Magnifico, me fascina, me place România, sí, mucho. Mi país. Sí, muy caliente, muy caliente, pero muy lindo, muy hermoso el país. Ce cuvânt cunoașteți în românește? Ce palabra conoces en rumano? Foarte frumoasă! Bună ziua! Bună ziua! Și bine ați venit în România! Bine v-am găsit! Cum regăsiți? Sau de câți ani sunteți plecat din țară? De 22 de ani. Și cum vi se pare Hunedoara de la an la an? Foarte frumos, foarte frumos. Foarte bine organizat și pentru mine e un orgoliu ca să mă întorc în fiecare an să mă bucur. Să mă bucur de evenimente, să mă bucur de oraș și, nu știu, de prieteni, de lume. Românii sunt foarte primitori, hunedoreni în special. Bună seara! Bună seara! O seară frumoasă cu Hara! Foarte! E a treia oră când îi văd! E a treia oră la Hunedoara și a treia oră când îi văd! Deci sunt super
fericită! Super, super fericită! Să vă spună că a venit 1500 de kilometri să-i vadă. 1500 de kilometri? Da, din Germania. Noi suntem stabiliți în Germania de 10 ani și ne-am nimerit cam în același timp. Și cu mare drag am venit, sincer. Deputatul Ilie Toma, ca întotdeauna acasă la Hunedoara, printre hunedoreni, nu putea rata un astfel de eveniment. Festivalul medieval Iancu de Hunedoara, iacăt a ajuns la a treia ediție, își spune din nou cuvântul și transmite acea amprentă istorică lăsată de marele Ioan de Hunedoara, Iancu de Hunedoara și prin urmașii săi, și arată încă o dată Europei că România s-a aflat dintotdeauna, românii s-au aflat dintotdeauna pe harta Europei, de la daci, dacă plecăm, istoric discutând și cronologic, vom observa toate etapele că au legătură cu Europa și cu civilizația europeană. Eu țin să felicit încă o dată primarul Dan Bobouțanu și Consiliul Local al Municipiului Hunedoara pentru organizarea excepțională de care a dat dovadă. Ați văzut acea paradă istorică care ne-a trecut prin toate etapele în care Iancu de Hunedoara a scris istorie. Am văzut aici elemente culturale și din alte țări care au trecut pe la noi și au lăsat amprenta, dar amprenta principală a fost lăsată de aici, de noi, de români. Nu putea fi altfel. Și comercianții se întorc cu drag la Hunedoara ori de câte ori prind astfel de evenimente. Am urmărit eu Facebook-ul, fiindcă ne-am împrietenit și am văzut pe Facebook că v-ați întors la Hunedoara și am venit să vă caut. Așa ne-ați găsit! Mulțumim frumos, dar ne-am întors. Ne place la dumneavoastră. Cum de v-ați hotărât să veniți înapoi la Hunedoara în același an, în aceeași vară? Păi pentru medieval, eu zic că produsele noastre merg pe această temă. Deci există o colaborare bună cu administrația. V-am întrebat și foarte bună, da, foarte bună. De data aceasta ce ne-ați adus la Hunedoara? Tot așa, bijuterii din oase, coarne, macrame, lucrate manual, cu mare drag pentru dumneavoastră, pentru orașul dumneavoastră. Pentru frumoasele hunedorence. Noi vă mulțumim! Da. Mulțumim și noi, mulțumim că ne primiți cu drag aici. Și ne întoarcem de câte ori avem ocazia la dumneavoastră. Trebuie să spunem că activitățile culturale alături de frumusețile turistice sunt una din șansele județului Hunedoara. Cred cu tărie în brandurile publice și trebuie să recunoaștem că pe lângă Castelul Corvinilor, pe lângă echipa de fotbal Corvinul Hunedoara, Ioan de Hunedoara, Iancu de Hunedoara și acest festival medieval sunt un brand. Sunt un brand care pot dezvolta această zonă centrală a județului, iar alături de celelalte frumoase evenimente să poată să întregească un peisaj cultural atât pentru hunedoreni, dar și pentru turiștii care vin în frumosul nostru județ. Înainte de focurile de artificii care a încheiat seara de sâmbătă a festivalului, pe scena din piața Ferdinand I a urcat trupa Hara, spre bucuria fanilor. Suntem destul de des invitați la festivaluri medievale, poate și datorită prezenței Viorii din trupa noastră, cineva ne-a numit niște menestreli moderni, om fi așa, n-om fi așa, nu știu, poate și datorită mixului cultural pe care noi îl avem în muzica noastră, dar totdeauna ne-am simțit foarte bine. Mie îmi place foarte mult istoria. Am fost și olimpic la istorie în liceu și întotdeauna când ajung în locuri de genul ăsta mă simt foarte bine. Nu se poate să întâlnești un astfel de artist și să nu-l întrebi de ce iubești muzica? Păi este ca și cum m-ai întreba sau a întreba un artist de genul ăsta de ce trăiește, pur și simplu. Adică pentru mine muzica este ca și aerul pe care îl respir. Nu, mama mea spunea că primii 5 ani de viață mai mult am cântat decât am vorbit. Deci este cumva chiar primul meu limbaj, aș putea să spun. Și un mesaj pentru hunedoreni? Le mulțumesc pentru invitație, abia aștept să cântăm în seara asta, văd că s-au adunat foarte multă lume. Cred că și lor le-a fost dor de noi și nouă ne-a fost dor de ei și sunt sigur că o să iasă ceva foarte tare. Cântă cineva cu noi! Hai să auzim! 1, 2, 3, hai! Cine visează cu tine și
bucurie.